fericire. Da, într-adevăr, vă spunem și horoscopul zilei de astăzi. Începem cu Berbec, moment de înțelepciune, echilibru, prudență. Renunțați la varianta care implică niște riscuri și mergeți la sigur, pe căi bătătorite. Poate că se schimbă prioritățile sau programul de mâine și vă pregătiți de o nouă întâlnire, negociere, aranjați dosarul pe care trebuie să-l depuneți. Taur, poate că primiți o confirmare, forma finală a unui contract. Aflați condițiile pe care trebuie să le îndepliniți pentru chestiunea care vă interesează. Găsiți poate niște cadouri pentru oameni dragi cu care o veți revedea curând și luați eventual ceva asemănător și pentru ai voștri, pentru casă. Gemini, poate că refaceți niște calcule ținând cont de informații sau schimbări recente și cresc speranțele voastre de a vă realiza un vis. Vă fi rămas gândul la articole de îmbrăcăminte, cosmetice ori accesorii de valoare aflate la reducere și vă hotărâți să faceți totuși achiziția. Rac, veți găsi prilejul să stați de vorbă mai pendelete cu cineva de la care așteptați răspuns, sfat sau o mână de ajutor. Gânduri de noire, intrați poate într-o rezervă financiară și investiți în imaginea voastră, ori le faceți celor mici o bucurie, o surpriză. Leu, poate că se rezolvă în sfârșit o problemă care v-a dat ieri programul peste cap. Găsiți varianta legală, obțineți semnătura de care aveți nevoie, curg mesajele, invitați-i să ieșiți cu prietenii sau colegii la sfârșit de săptămână sau poate că îi invitați voi cu ocazia aniversării voastre. Fecioară, se remarcă spiritul vostru de luptători. Poate că nu sunteți mulțumiți cu situația actuală și căutați soluții. Întoarceți problemele pe toate fețele. Poate că apare urgență și veți sta peste program sau rămâne să o abordați mâine la prima oră. Balanță. Bună perioadă pentru cariera voastră. Sunteți observați, ieșiți în evidență, aveți șansa să atrageți fonduri pentru proiectul vostru. Veți avea ocazia să vedeți cine vă este prieten cu adevărat, cine trece de la cuvinte și încurajări la fapte, sprijin și la o mână de ajutor. Scorpion. Poate că ajungeți la niște termeni mulțumitori și semnați un contract, măcar pe o perioadă limitată. Iar apoi veți vedea dacă merită prelungit. Apar oportunități în carieră sau în afacere. Aveți întâlniri cu oameni cu putere de decizie și vi se dă ocazia să arătați de ce sunteți în stare. Nati, fii atentă. Săgetător, finalizări, rezolvări. Veți putea respira ușurat și poate aveți motive de mândrie. Poate că omul iubit este cu ideea sau cu inițiativa și împreună căutați oferte ale agenților de turism. Se pare că amândoi abia așteptați un respiro, timp doar pentru voi. Capricorn, aspecte frumoase pentru relația de cuplu. Se poate să auziți din partea celuilalt că se simte iubit și în siguranță alături de voi. Este posibil să revină în actualitate niște chestii financiare și veți vedea cine are de dat și cine de luat. Veți stabili și când se reglează situația. Vărsător, sunteți în viteză, fie cu activitatea proprie, fie răspundeți prompt solicitărilor și nevoilor celorlalți. Se apropie momentul unei discuții mai serioase legate de prelungirea sau schimbarea unor condiții, unui contract, ori poate că primiți o ofertă din altă parte. Pești, faceți totul cu drag, nimic nu vi se pare prea greu, mai ales dacă este vorba despre rugămințile celor mici. Destul alergătură în aceste zile, dar va urma și momentul în care vă declarați mulțumiți, liniștiți și poate că veți primi aprecieri calificative mulțumiri. Atât și cu horoscopul zilei de azi. Bine.